Acum că mi-a mai trecut emoțiile, pot să vă spun că sunt mândru că sunt coleg cu dumneavoastră, că sunt mândru că împreună cu dumneavoastră reprezentăm organizația de la Dolj și vă mulțumesc pentru asta. Îl invit la microfon pe președintele Consiliului Județean, pe domnul Ion Prioteasa. Domnule prim-ministru Victor Ponta, domnule viceprim-ministru Liviu Dragnea, domnule viceprim-ministru Daniel Constantin, domnule președinte Valeriu Zgonea, domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor europarlamentari, stimați colegi, este o onoare deosebită să fim astăzi împreună cu dumneavoastră aici la Craiova, într-una din organizațiile cele mai puternice ale Partidului Social Democrat, dacă nu chiar cea mai puternică, pentru că ani de zile organizația PSD de Dolj a fost pe podium, așa cum va fi și acum, pe data de 25 mai, împreună cu dumneavoastră. Domnule președinte, ați efectuat astăzi o vizită în județul Dolj, o vizită cu profund caracter economic. Ați fost la Softronic, unde ați văzut în continuare istețimea oltenească pe cei care au realizat înainte locomotive la electroputere și astăzi în continuare realizează locomotive și trenuri electrice regionale și le-ați dat o mână de ajutor. Ați fost mai departe la fabrica de avioane, unde de asemenea a spus umărul ca această importantă fabrică de mare prestigiu în România să poată să lucreze mai departe în aceste momente care nu sunt foarte liniștitoare pentru țară. Ați fost de asemenea în parcul industrial, unde ați dat semnalul de începere a unei investiții de 30 de milioane de euro și unde dumneavoastră personal ați intervenit să se dea ajutorul de stat pentru această firmă care realizează peste 350 de locuri de muncă. Așa cum împreună cu doamna primar am fost la stadion împreună cu domnul vicepremier Liviu Dragnea pentru a pune din nou în discuție cu și mai mare putere realizarea stadionului de care o să vă vorbească cu siguranță doamna primar. Vreau să vă spun că sunteți aici alături de noi împreună cu foarte mulți primari de 23 mandate care în timp de mai mult de 8 ani de zile de opoziție au rămas uniți și au rămas împreună în acest nucleu și de multe ori ne-am întrebat de ce i-a mai reales populația pe acești oameni în acești ani nu deosebit de fașt pentru noi. Și răspunsul este unul singur, datorită seriozității, datorită faptului că ceea ce și-au asumat au și rezolvat, datorită faptului că promisiunile care le-au făcut le-au dus la bun sfârșit. Iată de ce, domnule prim-ministru, vă spunem în continuare că în acest județ este poate unul dintre cele mai bune locuri în care s-au absorbit fondurile europene și unde câteva sute de milioane de euro au venit de la Uniunea Europeană. De aceea, stimați prieteni și stimați colegi, vă îndemn cu toată forța pe dumneavoastră și pe cei din jurul dumneavoastră ca în data de 25 mai să fim la vot și să fim prima organizație pe țară
și să putem în felul acesta să spunem că păstrăm această tradiție pe care am avut-o în județul Dolj. Vă doresc succes! Îl invit la microfon pe senatorul României de la noi, de la Dăbuleni, pe domnul Mircea Geanu. Bună ziua, dragi prieteni! Cea mai puternică organizație social-democrată a României este aici, domnule prim-ministru. Și chiar dacă mai avem ceva competiție pe aici, pe acolo, vreau să vă spun că pe 25 mai vom avea aici, în inima Olteniei, în capitala provizorie a Revoluției Pașoptiste, aici, la Craiova, aici, unde a început Tudor Vladimirescu, aici, unde a continuat Nicolae Bălcescu, aici, unde s-a înfiripat idealul național al României independente, vom arbora steagul României, steagul Victoriei, steagul Europei, steagul NATO, steagul Occidentului. Pentru că nu trebuie să ne facem că nu observăm ce vremuri trăim, dragii mei prieteni. Ne aflăm la un moment de răscruce, cum România, Europa și regiunea noastră n-a mai avut de multe, multe decenii. Avem la granițele noastre aproape un conflict deschis. Avem o Rusie pe care am crezut-o îmblânzită după 25 de ani revenind în forță și unor agresiv, atacând nejustificat vecinii ai noștri și punând în pericol pacea și securitatea la nivel european. Și vreau să vă spun că aceste alegeri pentru Parlamentul European nu sunt alegeri cum au mai fost ele pentru Parlamentul European acum 5 și acum 7 ani de zile. Le-am făcut împreună și le-am câștigat. Vreau să vă rog, ca prieten și coleg al vostru, cu toți de aici am făcut atât de multe lucruri frumoase împreună. Am fost împreună și la bine și la rău. Să vă rog un singur lucru. Să nu considerați aceste alegeri ca niște alegeri obișnuite, la care eventual trimitem în Parlamentul European un număr cât mai mare de europarlamentari din familia noastră politică. Sunt alegeri care le-aș putea numi alegeri europrezidențiale. Pentru că de scorul nostru și de victoria noastră, aici la Craiova, în Oltenia și în toată România, va depinde miza cea mai importantă, cum și cine va conduce România pentru următorii 10 ani de zile. Mai vreți 10 ani de zile cum a avut cu Băsescu? Mai vreți ca frica, dezbinarea, vrajba, ura, sărăcia și emigrarea să mai fie cuvântul de ordine de această țară minunată a noastră? Vă rog ca pe frații și surorile mele, ca pe prietenii cu care am mâncat pâine albă și pâine neagră de-a lungul anilor, să-i ajutăm pe noștri să câștige. Pentru că o parte din ce s-a întâmplat în România, cu tăierea de pensii și de salarii, cu austeritatea care a fost pe umerii omului obișnuit, al întreprinzătorului și al țăranului, al învățătorului și al asistentului medical, a pornit și din capul lui Băsescu, dar a pornit și din capul dreptei europene. Austeritate pentru cei mulți și îmbogățire pentru cei puțini. Niciodată în Europa nu am avut alegeri mai strânse între noi, stânga modernă, progresistă europeană și dreapta care susține austeritatea în Europa. Este posibil ca alegerea viitoarei conduceri europene să se întâmple la 1, 2, 3 sau 4 deputați europeni. Atât de strâns este.
Și vreau ca din a șaptea țară, cea mai importantă a Europei, din partidul cel mai important și mai puternic, social-democrat, din această jumătate de Europa, să facem diferența. Câștigăm în România, câștigăm în Europa, stânga câștigă și schimbăm destinul Europei. Aceasta este miza adevărată. Aceasta este miza adevărată.